În fața medicilor, tânăra de 24 de ani a mărturisit că este dependentă de etnobotanice de 2 ani. A luat pentru a uita de necazuri. Treptat, a crescut progresiv dozele, apoi a trecut la cannabis. Buletinul de analiză arată clar că femeia din Bârlad consuma atât substanțe etnobotanice cât și cannabis. A fumat botanice, am fumat heroină cu țigară pusă. Sunt agitată, nu știu ce, nu mai vreau, niciodată. Nu o să faceți niciodată în viața voastră chestiile astea, pentru că nu sunt bune. Ajungeți cum am ajuns eu acum aici, la spital. Pacienta a ajuns în stare gravă în urma consumului de etnobotanice de aproape 2 ani de zile. Prezenta tulburări respiratorii, tulburări cardiace, digestive și mai ales neuropsihice și a necesitat tratament prelungit de suport volemic, respirator și tratament simptomatic. Tânăra, care caută acum disperat ajutor, susține că își procura drogurile din discotecile din Bârlad. Mai mult, aceasta recunoaște că și alți prieteni din cercul ei consumă frecvent droguri. Am fumat heroină cu țigară pusă, m-am tras pe nas. Iarba am luat pentru că am avut probleme în familie și cu băieții, când fumam chestiile alea, nu mi-aducea aminte de nimic. Cocaină pentru că te duceai în discotecă. Sunt foarte mulți care sunt prietenii mele, care sunt, este o prietenă mea care a făcut copilul acum, care se droghează fiecare zi. Pentru ea asta e o joacă. Este ceea ce prevedeam că se va întâmpla. Se trece de la drogurile legale, ușoare, spre drogurile de mare risc. Traficanții și moartea nu țin cont de aceste clasificări oficiale. Polițiștii vasluieni au demarat o anchetă în acest caz. Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vaslui au demarat verificări cu privire la acest caz, urmând a se stabili dacă în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni prevăzute de legea 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Medicii susțin că fenomenul devine din ce în ce mai îngrijorător, iar etnobotanicele pe care tinerii le pot procura acum cu mare ușurință pot conduce adesea la dependență și la consumul de droguri de mare risc. La Bârlad se găsesc cei mai mulți consumatori de droguri ușoare. Din luna martie, la Spitalul de Copii Sfântul Nicolae Bârlad au ajuns 11 copii cu vârste între 13 și 17 ani după ce au consumat substanțe etnobotanice.